Bine v-am regăsit, dragii mei! Sub această formă aș vrea să mă adresez dumneavoastră cu câteva detalii despre ceea ce înseamnă proiectul de buget al municipiului Sebeș aferent anului 2022. Înainte de a prezenta cifre, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, contribuabililor din Sebeș, persoane fizice și persoane juridice, pentru că prin activitatea dumneavoastră, prin plata impozitelor, faceți ca Sebeșul să se situeze în acest confort bugetar care îi permite să existe singur, dar mai departe poate să și viseze la dezvoltare și asta, bineînțeles, utilizând fonduri nerambursabile. Pentru că vorbim de buget și pentru că vorbim despre o dezbatere pe tema bugetului, aș vrea să încep prin a vă spune că proiectul de buget în totalitatea lui se află afișat pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș și dumneavoastră puteți să aduceți sugestii sau să veniți cu informații utile în ceea ce privește bugetul municipiului nostru pe adresa dezbaterebuget@primariasebes.ro. Termenul maxim până la care puteți interveni este data de 27 ianuarie. Dincolo de cifrele ce urmează să le prezentăm pentru anul 2022, aș vrea să vă spun cum am încheiat anul 2021. La finele anului 2021, în conturile municipiului Sebeș avem un excedent de 18 milioane și jumătate, sumă pe care, bineînțeles, o putem folosi în continuare pentru investițiile deja începute sau pentru cele ce urmează să le începem în perioada următoare. De asemenea, aș vrea să vă spun și care este situația creditelor municipiului nostru, pentru că la începutul anului 2016 Sebeșul avea o datorie de peste 16.400.000, iar astăzi avem o datorie de 3,9 milioane de lei. Deci în această perioadă am plătit peste 12,5 milioane de lei credite angajate până în anii 2016. Bugetul anului 2022 este un buget record din nou, pentru că am reușit să semnăm contracte de finanțări nerambursabile, ceea ce ne-a dus, bineînțeles, la un nivel bugetar mult mai mare decât cel al anului 2021. Dacă 2021 am avut puțin peste 101 milioane, acum bugetul este de 143,5 milioane de lei. În ceea ce privește principalele surse de venit, aș vrea să vi le amintesc acum. Impozit pe venit, cota de impozit pe venit ce revine municipiului Sebeș este de 41,4 milioane de lei. Impozitul pe proprietate plătit de persoanele juridice, 15,8 milioane de lei, impozitul pe proprietate plătit de persoane fizice, 2,7 milioane de lei, impozitul pe mijloace de transport, 3,6 milioane lei, iar cea mai mare sursă, așa cum spuneam și la începutul acestei înregistrări, sunt fondurile nerambursabile care depășesc 44,6 milioane de lei, sumă bugetată pentru anul 2022. În ceea ce privește principalele direcții în care ne-am orientat cu bugetul, dincolo de funcționalitate, de ceea ce înseamnă funcțiunea orașului pe parcursul anului 2022, vorbesc de iluminat, încălzire, tot ceea ce înseamnă funcționarea instituțiilor subordonate primăriei și consiliului local, mai avem și partea de salubritate, curățenie, spații verzi și, bineînțeles, sume alocate în funcționarea spitalului și zonei de învățământ. Cea mai mare parte merge totuși spre zona de investiții. Și înainte de a începe cu, să spun așa, cele mai importante investiții de pe raza municipiului Sebeș, aș vrea să amintesc un capitol important, sănătatea și mai ales bugetul spitalului din municipiul Sebeș, care anul acesta este
de aproximativ 69 de milioane de lei, constituit din trei principale surse. Pe de o parte este vorba de sursa venită de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. O altă sumă importantă vine din proiecte nerambursabile, pentru că suntem pentru prima dată în situația în care administrația și-a dat mâna cu cei din cadrul spitalului și am reușit să scriem un proiect pe fonduri europene nerambursabile și, bineînțeles, acesta se materializează și pe parcursul anului 2022. De asemenea, surse avem și de la bugetul local și, bineînțeles, și anul acesta ne vom baza pe sponsori, pentru că deja ne-am obișnuit cu astfel de gesturi de la companii din municipiul nostru, dar nu numai. În continuare, o să încep cu învățământul, pentru că aici avem în derulare investiții importante care depășesc 43,6 milioane de lei, sume foarte importante pentru partea de infrastructură a învățământului din Sebeș. Și primul obiectiv, și considerăm noi unul dintre cele mai importante, este construirea unui liceu pentru Sebeș. Suntem singurii din România de după Revoluție care reușim și vrem să construim o școală din temelii pentru elevii municipiului nostru și pentru cei din localitățile din jurul Sebeșului, cei care până la urmă sunt cei ce vor lucra în companiile din Sebeș. Un alt obiectiv important este construire creșă și grădiniță în cartierul Valea Frumoasei, lucrare aflată în derulare. De asemenea, extindere grădiniță cu program prelungit Petrești, construire sală de sport la școala gimnazială Petrești, reabilitare corp principal de la liceul sportiv, clădirea de pe Lucian Blaga, care într-adevăr nu este demnă de o școală și care a fost neglijată foarte multă vreme de administrație. Considerăm că este important să se intervină și aici. Și de asemenea și ceea ce înseamnă corpul B din cadrul Colegiului Național Lucian Blaga. Și vom continua cu lucrări și în ceea ce înseamnă o creșă pentru Alea Park, în zona Alea Park, acolo unde este acum o centrală termică. De asemenea, avem o creșă prin Compania Națională de Investiții în Parcul Arin, chiar la intrarea acolo unde era terenul arondat construirii de liceu, întrucât am mutat construirea liceului, vom construi acolo o creșă. Aș vrea să continui cu ceea ce înseamnă investiții în partea de centre comunitare și aici mă gândesc la imobilul din, de pe strada Călăraș, intersecție cu Mihai Viteazu, așa cum îl știm, Baia Populară, care trebuie reabilitat. Și de asemenea aș vrea să amintesc și continuarea lucrărilor la Primăria Municipiului Sebeș, care în anul 2022 va fi dată în funcțiune și, bineînțeles, ne vom muta cu întreaga activitate în această clădire. Totodată, aș vrea să amintesc și câteva elemente legate de spațiile verzi. Continuăm proiectul cu reabilitare și revitalizare Parc Arin și, de asemenea, reabilitare Parcul Arin din Petrești. Aceste două obiective le vom trata. Primul, cel din Parcul Arin, se finalizează proiectul tehnic, vom continua parteneriatul cu Agenția de dezvoltare regională, regiunea centru, pentru Parcul Arin și vom continua scrierea proiectului pentru finanțarea lucrărilor de execuție. Iar în ceea ce privește Parcul Arin din Petrești, începem o documentație
studiu de fezabilitate pentru a realiza și acel parc să fie adecvat și să fie primitor pentru oamenii din Petrești, dar nu numai, și pentru oamenii din Sebeș. În anul 2022, investiții importante vor fi și în zona de iluminat, mai ales în condițiile în care prețul la energie a crescut. Cu siguranță trebuie să venim cu corpuri de iluminat mult mai eficiente energetic. Aș vrea să amintesc câteva zone în care vom interveni. Pe de o parte, vom continua lucrările începute pe ceea ce înseamnă Augustin Bena, Cogălnicianu și zona de intrare în oraș, inclusiv fântânele, dar vom continua și cu un proiect pentru zona centrală a orașului și mă refer la zona Vieții, fie că mergem până spre Călăraș cu toate străzile din acea zonă sau până spre Mihail Cogălnicianu cu strada Mureșului 1848 și așa mai departe. Aici, de fapt, vorbim de 16 străzi. Totodată vom continua modernizarea sistemului de iluminat pe strada Traian, strada Dorin Pavel, dar și pe raza localităților Lancrăm, Răhău și Petrești, în totalitatea lor. De asemenea, vom continua cu lucrări de iluminat și pe ceea ce înseamnă Ștefan cel Mare. Despre investiții în ceea ce înseamnă partea de infrastructură, aș vrea să amintesc și extinderile rețelelor de apă pe strada Progresului, pe strada din Sebe și pe strada Uituș și Sânzenilor din Petrești. De asemenea, în Lancrăm, anul acesta vom interveni în zona de la intrare, pe partea stângă, de la statuia lui Lucian Blaga, pe partea stângă nu există trotuar până la intersecție cu strada dealului. Vom interveni în acea zonă și vom continua lucrările de reabilitare pe strada principală. Aș vrea să discutăm un pic și de ceea ce înseamnă modernizare de străzi, așa cum spuneam. Un proiect foarte ambițios este cel al drumului de ocolire din partea de vest a municipiului Sebeș, acolo unde avem o finanțare nerambursabilă, de fapt un parteneriat cu Ministerul Transporturilor pentru a construi dânsii acest obiectiv. Noi suntem în situația în care facem actualizarea studiului de fezabilitate și vom pune documentația la dispoziția Ministerului Transporturilor, ei urmând să realizeze această investiție. Totodată, în acest moment, ne aflăm în perioada contractului, pentru că s-a finalizat contractarea pentru lucrările de reabilitare a străzii Tineretului, Arin, Zăboi și Crângului din municipiul Sebeș. Imediat când vremea ne va permite, vor începe lucrările de reabilitare, de la canalizare până la reabilitarea infrastructurii stradale. De asemenea, lucrări de modernizare pe strada Oituz, Doinei și Moților și Cloșca, o parte din Cloșca. Totodată vom continua și lucrările de reabilitare a ceea ce înseamnă zona de sub motel. În momentul acesta se lucrează la ridicarea pe site-ul de licitații a lucrărilor de execuție pentru această zonă. Într-adevăr, a existat o perioadă mai lungă pentru această zonă de sub motel, dar asta pentru că programul pe care se pot finanța aceste străzi este un program special și și doar aceste străzi se încadrau în această zonă și așa că am încercat să găsim soluția nerambursabilă pentru a reabilita aceste străzi. Sperăm că la finele acestui an să avem un contract semnat cu un constructor, așa că în anul 2023 lucrările să fie finalizate. De asemenea, aș vrea să continuăm proiectul nostru pe ceea ce înseamnă îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, acea asfaltare temporară, și aș vrea să vă amintesc următoarele străzi. 24 ianuarie, Dumbrava, Săsească, toate trei din Petrești,
și de asemenea strada Secașului, Paul Tomița și Cibanului din municipiul Sebeș. E adevărat că am mai scris proiecte și pe ceea ce înseamnă strada depozitelor, strada Occidentului și sperăm să găsim soluție de finanțare și aici și, bineînțeles, să continue lucrările de investiție. Totodată, pentru că discutam de partea aceasta de stradă, mai vreau să amintesc că lucrările la stația de epurare și canalizarea din Rahău continuă, după care, bineînțeles, o să ne canalizăm energia spre introducerea gazului și de-abia pe urmă putem interveni la Rahău cu ceea ce înseamnă lucrări de asfaltare. Aș vrea să vă aduc în atenție și câteva obiective în ceea ce privește investițiile în partea de locuințe. În acest moment este foarte avansat construirea locuințelor de serviciu, acelui bloc de locuințe de serviciu, tot pe fonduri nerambursabile, prin Compania Națională de Investiții în zona Mircea cel Mare, spate la Joacăr. Municipiul Sebeș s-a angajat să tragă utilitățile și pe bugetul anului 2023 sunt prinse sume pentru a face racordarea la utilități și, bineînțeles, a amenaja zona respectivă. De asemenea, în ceea ce privește locuințe de servici, pe liniile de finanțare ce urmează, există posibilitatea să construim în continuare locuințe de servicii, locuințe pentru tineri și am prins în buget astfel de sume să ne întocmim documentațiile și, bineînțeles, să putem obține fonduri nerambursabile pentru a construi astfel de locuințe atât de necesare municipiului nostru. Aș vrea să vă aduc în atenție și ceea ce înseamnă zona de baze sportive, pentru că continuă lucrările la stadionul Bielaru, cel din zona Cogălnicianu, tot realizat prin Compania Națională de Investiții. Ei sunt cei care asigură finanțarea în totalitate. Noi, prin bugetul local, vom asigura doar partea de utilități, inclusiv un post de transformare pentru energie electrică. În ceea ce privește terenul din Arimi, este vorba de o altă bază de tip 2, adică de o dimensiune mai mică, unde avem un teren sintetic pe terenul Mica. Se află și acesta în construcție, tot pe fonduri nerambursabile, tot prin Ministerul Dezvoltării. De asemenea, avem un proiect și pentru zona tipografilor, unde avem acea bază sportivă utilizată de cei de la liceul cu program sportiv și aceasta intră în reabilitare. Ea va avea un caracter didactic, dar bineînțeles va fi utilizată de toți copiii municipiului nostru. După ce rezolvăm aceste probleme și avem astfel baze în care să poată funcționa liceul sportiv și, bineînțeles, cei care doresc să desfășoare activități sportive, vom intra în reabilitare și cu terenul din Parcul Arini în totalitatea lui, astăzi el fiind cel utilizat de școala sportivă și, în consecință, de-abia după vom trece la reabilitarea acestui obiectiv. În anul 2022 nu am neglijat și nu vom neglija sub nicio formă nici partea de asistență socială și nu este vorba de persoanele asistate sociale, este vorba de a interveni acolo unde sunt probleme și avem mai multe programe pentru persoane vârstnice, pentru școală după școală și toate acestea se vor derula pe parcursul anului 2022. Ce pot să vă spun? Că din buget pentru partea de asistență socială s-a alocat suma de 15 milioane de lei. Astea sunt, să spun așa, principalele zone pe care noi ne-am
a plecat. De fapt, nu sunt proiecte noi, sunt proiecte care au fost scrise de colegii de la proiecte pe parcursul ultimilor ani și care vor ajunge spre maturitate până la finele anului 2023. Așa că toată energia noastră este ca aceste proiecte și partea de cofinanțare să fie asigurată de la bugetul local să meargă în această direcție. Vom continua cu demersurile de a scrie proiecte pentru ceea ce înseamnă noile linii de finanțare, atât pe fonduri europene nerambursabile, cât și pe acest program național de reziliență. În ceea ce privește Spitalul Municipal din Sebeș, continuăm să facem demersurile necesare pentru a obține finanțarea construirii unui corp nou de spital. Efortul este considerabil și avem nevoie de o susținere dincolo de bugetul local al municipiului Sebeș, altfel n-am fi capabil să-l realizăm. De asemenea, trebuie să vă aduc la cunoștință că ștrandul de care discutăm de ceva vreme, noi am căutat soluții să se realizeze tot cu finanțare nerambursabilă, pentru că fără astfel de finanțări nerambursabile este imposibil să asigurăm funcționalitatea și totodată și investițiile la nivelul de care avem nevoie. Este la Compania Națională de Investiții, s-a depus în totalitate documentația, așteptăm să intre în zona de finanțare. Totodată, parteneriatul cu Consiliul Județean se dorește la intrare în Parcul Arin și construirea unui bazin acoperit. Pentru cei mici, el nu va fi un bazin olimpic, dar cu siguranță va îmbunătăți mult calitatea vieții la nivelul municipiului Sebeș și le va da posibilitatea celor mici să învețe să nuate și, de ce nu, și celor mari să își petreacă timpul liber sub această formă. Vă mulțumesc pentru atenție. Acestea au fost principalele informații pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Cu siguranță veți găsi pe site mai multe și pe toate direcțiile pe care noi le vom aborda în anul 2022. Să ne regăsim sănătoși. Vă doresc ca acest an să fie un an mai bun, mai plin de speranțe și cu tot ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc!